Dar mai avem trei lucruri. Pregătirea sufletească. Unii se împing, unii se enervează, unii n-au răbdare, unii poate se grăbesc, unii poate cârtesc, unii poate comentează. Asta nu-i plăcut lui Dumnezeu. Și s-ar putea să faci lucrul acesta spre detrimentul folosului personal. Stai liniștit acolo, că ai stat o oră în plus sau o oră în minus, pentru Dumnezeu ai stat-o. Eu am ani de zile și zic așa, că mă rog, marele părinte al Istrat și aș putea să mă duc în față, să intru oricând. Niciodată n-am făcut-o dintr-un orgoliu interior și am zis așa, ce ar zice un om de la care a stat o noapte la rând să mă vadă pe mine intrând în față că cine-s eu sau cine mă cred eu și m-am dus acolo cu ce să stau eu la rând. Totdeauna m-am dus și am luat coada de la urmă, exact, ca să simt ce simt un credincios. Și știți ce am simțit întotdeauna? Afară de o stare de bucurie prin faptul că mai comunici cu unul, cu altul, că te cunoaște, că te salută, extraordinar și interesant este că nu simți niciun pic de oboseală, deci cu toate că stai 7, 8, 6, 10 ore, n-am stat mai mult de 8 ore niciodată, nu m-am dus în tumult, în aval. Deja înspre ultima zi când se mai potolește efervescența. Dar vreau să spun că în clipa în care ai ajuns, parcă ți se pare totul nou, parcă ți se pare totul frumos, parcă ți se pare totul interesant. Deși o vezi în catedrală, pe Sfânta, oricând ai nevoie, dar parcă atunci la onomastica ei cumva faci prezența, sunt și eu aici. Ei, și ea spune, gata, te-am văzut, m-ai vizitat. Ei, și aia îți dă o bucurie interioară care nu se explică în cuvinte vorbite, adică e starea ta, factura ta de bonus, adică știi că ai acolo o pilă, cum se spune, știi că ai un cuvânt bun la Dumnezeu, Doamne, ăsta m-a salutat, mă respectă, are grijă, știe să mă cinstească, ajută-l și tu pe el. Și dacă pleci cu gândul ăsta liniștit, atunci chiar te folosești. Acum, unii oameni vin și în vizită de plăcere. Am văzut și cazuri când grupurile vin. Nu, dar nouă ne place să venim să stăm la Sfânta, ne place să ne simțim bine ambient. E o variantă, e o formă dulce a pelerinajului, e o formă de satisfacție. Dar nu-i cea duhovnicească. Scopul este, și am văzut lucrul ăsta și m-am mirat extraordinar, într-o noapte când am stat într-un an, nu era ploaie afară, era destul de rece și de răcoare, un om de la stâlpul 36, ne întâlnisem noi, l-am urmărit până când a intrat la cuvioasa, el a stat și a citit din Psaltire. Deci 36 de stâlp, câteva ore bune. El a citit numai din Psaltire. N-a vorbit nici cu cel din stânga, nici cu cel din dreapta, nici cu cel din vale, nici cu cel din deal, cu nimeni. Cu capul în jos, cu lumânarea aprinsă, la rând, și cu Psaltirea, pas cu pas, pas cu pas, pas cu pas, a mers și cred că a parcurs-o mai bine de 3/4 în timpul ăla cât am stat în urma lui și chiar l-am studiat cu atenție. Ăsta e omul lui Dumnezeu. Deci, pelerinajele astea ne dau și nouă lecții de morală, ne dau lecții de etică, ne dau lecții de teologie, ne dau lecții de spiritualitate. Și cred că cel mai mult ne încarcă cu virtutea răbdării și a omeniei. Pentru că poți să-ți dai seama că, de fapt, în drumul ăsta parcurs 30 de stâlpi, 20 de stâlpi, 40 de stâlpi, cum e acolo rândul ăla pus după anumite reguli, tu, de fapt, poți să te asemeni Sfântului și tot ce a petrecut el într-o viață întreagă, tu petreci de unde începi rândul până unde ajungi și te închini și intri în jertfa și în osteneala Sfântului ca și cum și tu ai fost coparticipant la viața lui, gândindu-te cum și-a trăit viața, cum și-a urmat îndemnul, cum și-a urmat credința, cum a lucrat ca să ajungă. Pentru că sfinții ăștia nu se fac așa. Ați văzut că acum mai nou, mai au mai apărut curente din astea. Că să facem noi o listă cu semnături să fie sfânt cu tare, să facem noi un meeting sau, mă rog, să facem noi o manifestare. Manifestare să fie sfânt cu tare. Nu, biserica are Duminica tuturor sfinților în care nu lipsește niciun sfânt al lui Dumnezeu. Nu există sfânt în pământ care se coace în liturgia cosmică a pământului, Dumnezeu să nu știe de el. Chiar dacă noi nu-i știm numele, noi de fiecare dată în calitate de slujitori spunem când se termină liturgia așa. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru găciune preacurate Maicii sale, a Sfântului Zile, a Sfântului Săptămâni, a Sfântului Prăznuit, a Sfântului Hramului, a locașului respectiv și spunem cu ale drepturilor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și cu ale tuturor Sfinților,
să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Și când terminăm, spunem, pentru rugăciunile tuturor sfinților, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Deci noi nu scăpăm un sfânt. Chiar dacă biserica nu l-a ridicat în rangul calendarului, chiar dacă biserica nu l-a proclamat, poate nu-l cunoaște, poate nu-l știe, deci noi nu omitem prin har și prin credință vreun sfânt din calendar. De aceea sâmbăta se citește acatistul tuturor sfinților, ca să fie prinși toți. Mucenici, dreptmăritori, cuvioși, temători, ierarhi, sfințiți, mucenici, arhierei, tot ce este în sinaxarul bisericii, toți intră în pomenirea lor personală la Dumnezeu. Deci, alt lucru care ne învață pelerinajul, am putea spune că ne învață cum începe drumul sfințeniei. Poate ai venit păcătos de acasă, dar văzându-l pe ala cu minte, văzându-l pe ala rugându-se, văzându-l pe ala că lăcrimează, văzându-l pe ala smerit, văzându-l pe ala docil, pe ala discret, începi să schimbi din atitudine. Băi, am văzut de... Așa spun oamenii, când vin pe la noi cu autocarul și mai trec. Părinte, dar aici la voi în Moldova e multă credință. Zic, nu e așa. Avem și noi curvarii noștri, bețivii noștri, fumătorii noștri, drogații noștri. Nu. Ce ați văzut dumneavoastră în Moldova, ați văzut lucrarea bisericii. Acest oraș frumos are vreo 60 de biserici. Ei, fiecare păstor în felul lui cârmuiește niște suflete. Ei, faptul că ați văzut oameni care au răbdare, care ascultă frumos liturgia, că se închină, că se roagă, ați văzut imaginea sacra bisericii. Dar dincolo de cortină avem și noi, și luptători, și nevoitori, și răniți, și morți, și înviați, și reanimați, și uciși, și care trebuie să învie, și neghine care trebuie să facă în spice de grâu, și spice de grâu care pot cădea și pot să le înnăbușe neghina. Dar important este că acești sfinți ne dau nouă puterea de a vedea că putem sta în picioare dacă vrem. Deci, cum spune acolo, cel ce cade să ia aminte să se ridice, iar cel ce stă să ia aminte să nu cadă. Pentru că mântuirea e atât de scurtă, toată lumea face teologie. Mie mi-e rușine de ce vorbesc, pentru că spun lucrul ăsta, pentru că îmi cunosc starea copilărească de când eram tânăr și cum mă rugam, îmi cunosc starea de când eram călugăr începător și cum mă rugam și îmi cunosc suficiența de acum, când mi se pare, a, asta o știu, asta nu-i greu, asta se poate, asta da, asta așa, adică mintea încearcă să se hrănească dintr-un sofism ieftin care nu folosește cu nimic. Noi trebuie să fim... gimnastul, atletul, fotbalistul, orice sportiv, el se antrenează 8 ore pe zi ca atunci când va fi o competiție să ia medalia. Unii s-ar putea să nu ia. Muncește 4 ani și nu ia medalia, dar el nu abandonează, merge la următorii 4 ani, iar după medalie. Ei, așa e și în creștinismul ăsta. Deci, nu că ai făcut azi ceva și gata, ești sfânt. Nu că ai făcut ceva și azi ești pe locul 1. Permanent trebuie să fii într-o stare de trezvie. Și așa spune, dacă fugi de păcat, te apropii de Dumnezeu și ai de scurtă mântuirea și de simplă. Dacă urăști păcatul, iubești pe Dumnezeu și dacă nu mai păcătuiești, ai împăcat cu Dumnezeu. Iată ce simplu. Aceasta ne arată Sfânta. Ea a fugit de păcat și e cu Dumnezeu, a urât păcatul și o iubește Dumnezeu, n-a mai păcătuit niciodată și s-a împăcat cu Dumnezeu. Căci n-ai căutat la trup, care este trecător, ci ai purtat grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta, împreună cu îngerii, se bucură preacuvioasă Parascheva, Duhul tău, adică sufletul tău. Deci... Sunt, părinte, și v-aș întreba, sunt și acele călătorii, așa cum le spuneți dumneavoastră, de unul singur. Călătorești, mergi 40-50 de kilometri pe jos, le știți, sunt în Spania, de exemplu, a, drumul, Bulgaria. Da, de la Santiago de Compostela. Exact. Se spune că acel drum ar aparține Sfântului Iacov, unul dintre apostolii Domnului, și oamenii îl fac pe jos. Eu cunosc câteva persoane care l-au făcut de 2 sau de 3 ori, numai că ce se întâmplă? Cunosc persoană care s-a dus cu rugăciunea și cu psalmii și cu evlave și a mâncat ce a găsit și ce a putut, un pesmetici, o bucățică de ciocolată dincolo, un pahar de apă din primit, spune că l-a făcut în 30 de zile, atât de mult a durat, a fost epuizant, a scăzut vreo 15 kg, dar a spus că n-a avut o clipă frică, știa engleza,
n-a avut o clipă de frică, deși seara se lipea ușor cu foaia de cort și cu acel preș de polistiren pe pământ și cu rupzăcelul, unde vedea un grup de 5-6 oameni, dar se uita să fie cât de cât, să vadă un pic de evlavie la ei, adică să vadă că își fac o cruce, că vorbesc politicos, le înțelegea engleza. Și a rămas mirată că în clipa când s-a sfârșit acel drum, îl zice că ar avea în jur de vreo 200 de kilometri, da, nu chiar da. 50 de kilometri. Când a sfârșit acel drum, a spus că după o noapte de odihnă, a stat acolo și a citit din Psaltire și a făcut paraclisul mai și dacă era ortodoxă, a zis că de-a doua zi n-a mai simțit nicio oboseală. Că de acolo a luat mașina și s-a dus spre aeroport, unde avea treabă și așa mai departe. Pur și simplu l-a numit un drum de purificare, adică așa s-a exprimat doamna, zice, simt că am scos orgoliile din mine. Am văzut cum se stă în rând cu săracul, cu umilul, cu amărâtul, cu șchiopul, tot felul de oameni întâlneai pe cale și bineînțeles mi-a spus că a văzut și oameni zglobii, râzând, fumând, mâncând, distrându-se. Adică ei o făceau un scop de voiaj. Da. Dar cei care mergeau cu evlavie, într-adevăr, au simțit evlavie. Adică, sigur că sunt aceste lucruri, există. Nu suntem noi singuri ortodoxi care facem acest lucru.